Regimul de protecție al datelor în România este mai puternic decât în toate celelalte jurisdicții, în sensul că la noi sunt clasificate drept secret de serviciu, în timp ce în alte jurisdicții sunt confidențiale și în unele cazuri chiar publice. Și credem că acest regim va trebui acum analizat în contextul noului regulament cu privire la libera circulație a datelor, regulament care impune eliminarea barierelor de circulație liberă a acestor date și respectiv solicită statelor ca până la pe 30 mai 2021 să reanalizeze restricțiile pe care legislația lor le include, fie prin eliminarea acestora, fie prin justificarea lor în fața Comisiei.